Salut! În acest videoclip oferim câteva idei de a petrece timp de calitate cu copiii aflați la vârsta adolescenței. Chiar dacă copilul este mai mare, există încă o mulțime de moduri să vă bucurați de timpul petrecut împreună și pentru a construi o relație pozitivă și bazată pe încredere. Și deși adolescența poate fi uneori mai dificilă atât pentru părinți cât și pentru copii, este important să se mențină legătura dintre ei. Iată 5 sfaturi pentru a le demonstra că sunteți implicați în viața lor de adolescenți și pentru a-i face să se simtă apreciați. 1. Faceți acest lucru în fiecare zi. Încercați să petreceți timp cu copiii voștri adolescenți în fiecare zi când nu sunteți distrași de alte persoane, de televizor sau de telefon. Introduceți aceste momente în rutina zilnică. 2. Lăsați adolescentul să aleagă activitatea. Sporiți-le încrederea, lăsându-i să decidă cum veți petrece timpul împreună. Ascultându-le răspunsul, le arătați că vă pasă. Fie că este vorba de sport, muzică sau filme, vorbiți-le despre lucrurile care îi interesează cu adevărat. 3. Acordați-le toată atenția. Păstrați contactul vizual atunci când vorbiți cu ei și, când vă spun ceva, asigurați-vă că știu că îi ascultați. Acceptați ceea ce spun fără să-i judecați și încercați să vedeți lucrurile din punctul lor de vedere. 4. Arătați că îi sprijiniți. Pentru a vă asigura că se simt înțeleși, reformulați ceea ce tocmai v-au spus. 5. Distrați-vă. Momentele împreună ar trebui să fie plăcute pentru toți. S-ar putea să descoperiți că vă veți simți mai puțin stresați după ce v-ați jucat cu copiii voștri. Amintiți-vă, timpul petrecut împreună este unul dintre cele mai mari daruri ale vieții. Sperăm că aceste sfaturi să vă ofere o mulțime de idei despre cum să petreceți câteva minute în fiecare zi, consolidând legătura cu copiii chiar și atunci când sunteți ocupați.